Partidele separatiste care au intrat în viitorul Parlament Regional nu au reușit să adune suficiente voturi pentru a forma un nou guvern, potrivit rezultatelor preliminare. În același timp, liderul local al Partidului Socialiștilor, un apropiat al premierului spaniol, a calificat alegerile drept istorice și a îndemnat formațiunile la dialog. El Partido de los Socialistas de Cataluña, tras 45 años de historia, por primera vez ha ganado las elecciones al Parlament de Cataluña en votos y en escaños. Esto nos permite afirmar que Cataluña abre una nueva etapa. După confirmarea rezultatelor finale, urmează negocieri complicate pentru formarea unei coaliții de guvernare. Socialiștii vor deține doar 42 de mandate, din cele 68 necesare pentru o majoritate absolută în Parlamentul Regional. Alegerile au avut loc după recenta decizie controversată a guvernului spaniol de a-i grația pe mai mulți politicieni catalani separatiști.